Am o statistică personală, nu știu ce se întâmplă, dar vara asta am auzit atâția oameni trăgându-și nasul sau încercând să-și sufle nasul. Băi, e vară, toată lumea dă vina pe aerul condiționat, bineînțeles, sau mai nou pe ceva ce a dus la micul de la grădiniță. De asta am hotărât să vorbim cu specialistul. Domnul dr. Ioan Bulescu este medic specialist ORL și a venit alături de noi. Am o grămadă de întrebări despre nas. Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să vă spun că nasul, dacă stau să mă gândesc, nasul înfundat, parcă e mai supărător decât o măsea care ba doare, ba nu doare. Dar durează, știi că poți să scapi, dar nu scapi. Așa că am zis să punem niște întrebări specialistului. De ce se înfundă nasul sau de ce l-avem înfundat? Sunt multe cauze pentru care putem să avem nasul înfundat. Sunt cauze care sunt acute, cum sunt răceile, alergiile, da, în unele situații, sau unele cauze care pot să persiste pe perioade lungi, da, cum ar fi inflamații, sinuzite, deviații de sept, și așa mai departe, lucruri care pot să persiste perioade lungi de timp, luni, ani de zile. Hai să le luăm pe rând. E un pic ciudat să zici că ești răcit acum în iulie, sunt 34 de grade astăzi în țară. Dar cu toate astea, unii oameni își trag nasul sau și-l suflă. E posibil să răcească? E posibil să răcească și nu mă refer aici neapărat la COVID, dar acum variațiile de temperatură ne predispun să facem niște inflamații, de fapt nu neapărat răceli propriu-zise, dar niște inflamații ale mucoasei respiratorii, în care nasul să se înfunde, să curgă, să fie și eventual niște mici dureri de cap, care pot să apară din cauza variațiilor de temperatură. Ce se întâmplă? Noi stăm afară la 30-34 de grade, după aceea intrăm în mașină, intrăm în casă, unde dăm drumul la aerul condiționat, pentru că ne-a fost cald până acum. Aerul condiționat merge pe 20 de grade, răcește foarte pe 16, repede. Poate pe noastră la 16. Săraci. Eu numai pe 16 l-am văzut. Și atunci apar aceste fenomene. E un șoc termic asupra mucoasei respiratorii, care poate să dea niște modificări din astea, niște tulburări. Am înțeles că mai ales jetul ăsta, dacă îți bate fix în nas, îți face destul de mult rău, în primul rând pentru că nu s-a adaptat corpul atât de repede. Așa este, da. Șocul ăsta termic asupra mucoasei poate să aibă efecte nefavorabile și mai ales în timp, dacă lucrurile astea sunt repetate, și cu atât mai mult la unii oameni, la unii pacienți care au o reactivitate crescută a mucoasei respiratorii, ce spunem noi așa numită rinită vasomotorie. De fapt, ei la schimbări de temperatură tot timpul au nasul înfundat, strănută și începe să le curgă nasul până se obișnuiesc cu temperatura respectivă. După aceea, teoretic, intră în normal. Ok. E corect să avem la noi, că se pleacă în vacanță, celebrul spray de care n-am auzit de mult timp, cu apă de mare să mai irigăm zona sau nu ne ajută cu nimic? E foarte la modă spray-ul ăsta cu apă de mare sau apa de mare în general. El poate să aibă efecte bune, dar nu întotdeauna. Adică dacă îl folosim zi de zi, chiar dacă nu avem nicio problemă, e posibil să apară niște mici eroziuni în mucoasa nazală, să apară sângerări mai repetate, pentru că până la urmă apa de mare este apă cu sare. Da. Sarea, după cum știm, deshidratează, da? Deci usucă mucoasa, ne face să curgă și mai mult nasul după aceea, și acele mici leziuni pe care le fac cristalele de sare pot să determine sângerări, nas uscat și așa mai departe. Deci n-ar fi bine să-l folosim chiar tot timpul dacă nu avem probleme. Dacă suntem răciți, dacă nasul e înfundat, dacă avem secreții, cruste pe care vrem să le eliminăm, atunci da. Considerăm că ne spălăm de fapt nasul. Da, dar nu tot timpul. Nu toată ziua, bună ziua. Întrebare de acasă. Pornesc umidificatorul. Avem bebeluș. Ne-am luat și noi adulții. Acum la bătrânețe am luat o razna. Îl pornesc vara sau vara oricum atmosfera e plăcută și nu ar trebui pornit. Noi știm că iarna se usucă aerul din cauza încălzirii în pardoseală. Vara îl pornesc și vara, mai ales noaptea? În principiu, dacă ne preocupă umiditatea în cameră și mai ales în camera de somn, de exemplu, da, atunci ar trebui să avem un senzor, un detector de umiditate și de temperatură în cameră. În general, vara, după cum a zis, aerul e destul de umed, cel puțin la noi în România, adică e umiditate destul de crescută în atmosferă. Dacă e undeva între 50 și 60%, atunci n-ar trebui să-l pornim. Eventual să avem un umidificator care are un senzor de umiditate și știe el când să pornească sau să se oprească. Dar, în general, vara e mai puțin folosit umidificatorul.
Fac o greșeală dacă mă mint singur că am răcit, dar de fapt nu e o răceală și poate fi orice altceva și de asta am nasul înfundat? Da, în principiu o răceală se termină de la sine. În 7 zile, 10 zile ar trebui să nu mai avem simptome deloc. Okay. O răceală simplă, în 5 zile, 7 s-a terminat. Da? Dar poate altceva. Dar poate altceva. Deci dacă persistă nasul înfundat, eu știu, 2-3 săptămâni, o lună, după ce am zis noi că am răcit la un moment dat, atunci ar trebui să mergem la un control, să ne vadă un medic, să ne spună dacă, într-adevăr, avem o inflamație sau poate avem altceva. Da? Unele lucruri se pot agrava în timp, chiar dacă până acum, să zicem, un an respiram bine și acum, dintr-o dată, nu mai respirăm bine, lucrurile se pot schimba. Și ultima întrebare. Se poate să mă doară capul dacă am nasul colmatat? Da, se poate. E frecvent întâlnit lucrul ăsta din mai multe motive. Unu, pentru că mucoasa din sinusuri, din cavitățile cu aer de lângă nas, este aceeași cu mucoasa nazală. Da? Deci e același tip de mucoasă. Și atunci, dacă mucoasa nazală e inflamată, evident că va fi inflamată și cea din sinusuri. Pe de altă parte, dacă avem nasul înfundat, cavitățile astea cu aer, sinusurile, nu se mai ventilează, nu mai intră aerul cum trebuie în ele. Și atunci, într-adevăr, pot să apară aceste dureri. Pentru că e o presiune, bănuiesc. Pentru că e o presiune anormală acolo. Ok. Plus că noaptea nu ajunge oxigenul unde trebuie. Că, na, noaptea nu mai știi pe ce respiri. Că nu ești David Popovici să respiri numai pe gură. Sau pe unde respira David Popovici. Treaba lui. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Deci e la modă să ai nasul înfundat din diverse motive. N-aș știu că sunt atâtea. Important este să afli de ce și să te repari la timp. Să ne vedem.